De lucru e 15, 14, 13, 12, 11, 10 și tot așa înapoi spre 15 repetări cu maxim 30 de secunde între ele. Facem la sistem. 15 până la 10 și de la 10 înapoi la 15, maxim 30 de secunde între serii, greutatea rămâne constantă, aproximativ 7-8 minute de lucru în continuu pe același aparat. Este al treilea aparat la antrenamentul de spate. Contracțiuni, ramat cu bara liberă, ăsta e al treilea și mai urmează al patrulea. Foarte important stilul ăsta de antrenament mai intens, să expirați pe fiecare repetare ca să vi se oxigeneze creierul, să nu rămâneți fără aer, fără oxigen. Pentru dezvoltarea forței sau perioada de masă musculară, deși aceasta e direct proporțională cu alimentația, dar dacă doreți să folosiți greutăți mai mari, puteți folosi exact același sistem 5-1-5. Nu 10-1-10 sau mă rog cum facem noi acum, 15-10-15, noi l-am adaptat 15-10-15 tocmai pentru a lucra cu greutăți puțin mai mici, pentru a câștiga rezistență și... Asta pică e puțin mai greu, începe la 12, 11-10-9-8-7 și apoi iar urc până la 12. Ăsta se poate înlocui cu cel care face sandu, și anume cu pliza de aici, bara dreapta. E aproximativ aceeași mișcare, doar că la TRX e mult mai greu, folosește întregul corp, te leagă foarte bine abdomenul, lombarii. Recomand TRX la toată lumea. Thank you.